Ce faci, Filip? Moșule, tu ești! O, da, Filip, dragule, am venit la tine. Yay, ce bine! Ia spune tu, Filip, ce ți-ai dorit cel mai mult anul acesta de la moș? PlayStation 5. Ei bine, Filip, știu că ți-ai dorit mult acest lucru și pentru că ai fost un copil cu minte, moșul anul acesta îți aduce... Stop! Înainte să dați aceste cadouri care pot fi periculoase, vă rog frumos să-mi spuneți ce căutați în această casă. Ho, 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 păi eu sunt Moș Crăciun și am venit să-i aduc cadouri lui Filip pentru că a fost tare cu minte anul acesta. Aha, și cadourile care v-a să zic de unde sunt? Cumva provin din China? Dintr-o zonă afectată de virus? Sunt din Laponia, făcute de mânuță de spiriduș, bineînțeles. Aha! Laponia! Și mă rog, care este rata de îmbolnăvire în Laponia? Cumva vreun spiriduș, nu știu, prezintă simptome, nas înfundat, tuse, urechi alungite? Păi acolo noi nu răcim. Acolo este un ținut magic. Aha! Care v-a să zic că aveți imunitate la un virus nou pentru omenire? Și de ce, mă rog, purtați roșu și alb? Nu știți că puteți să fiți confundat cu salvarea? Și mai ales că sunteți și gras. Păi, draga mea, acesta este designul meu tocmai de când m-a făcut Coca-Cola. Dar tu cine ești de-mi cere explicațiile astea mie? Eu sunt de la DSP, trimisa lui Arafat, să verific dacă moșul anul acesta respectă toate normele de siguranță, nu e contagios și păstrează distanțarea socială. Vă rog frumos să-mi spuneți ce vârstă aveți. Păi ho, 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 eu am sute și sute de ani, scumpa mea. Sunt foarte, foarte bătrân. Păi faceți parte din grupa de risc și dumneavoastră ce faceți seara? Umblați lelea și împărțiți virus, uite așa, în stânga și în dreapta. Păi umblu să împart cadouri. Virus cadou! Vă rog frumos să-mi arătați un act de identitate. Păi nu e ce trebuie, nu. Asta e copie, nu e original. Auziți? Dar dumneavoastră vreți să depășiți ora 11? Cu așa zisul plasatul de cadouri? Ho, 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 păi bineînțeles, pentru că eu toată noaptea voi duce cadouri la copiii cu minți. Aha, un livrator de cadouri, să înțeleg că sunt, dar aveți declarația pe propria răspundere? Nu, nu am așa ceva. Dar știți că sunteți pasibili de o amendă între 300 și 800 de lei? Ho, ho, ha? 8 milioane, serios? Testul COVID l-ați făcut? Nu, dar de mine sigur nu se lipește boala. Așa a zis și Trump și n-ați văzut cum a pierdut mandatul? Poate o să pierdeți dumneavoastră mandatul anul viitor, că nu am înțeles că nu prea sunteți singurul Moș Crăciun de prin zonă. Ia ziceți, testul COVID l-ați făcut? Ho, 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 ce... Hai că facem... Ho! Ce aici? Hai! Ho! Ho, femeie! Da. Punem sigilă. E mare că nu se știe cât e nasul. Trecem la următoarea întrebare. Ați intrat în contact în ultimele 14 zile cu persoane diagnosticate sau suspecte cu SARS-CoV-19? Nu cred. Bun. V-ați deplasat în afara teritoriului României în ultimele 14 zile? Păi da, eu nu sunt din România. Bineînțeles că am intrat. Deja să știți că este foarte suspectă treaba. Păi trebuia înainte să stați 2 săptămâni în izolare și după aia să veniți aici. Dar să știți că eu am pus un cort afară. 2 săptămâni stați. Ho, 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 vorbiți prostii. Unde ați mai auzit ca moșul cel care aduce cadouri tinerilor să fie bolnav de ceva? Nu mă credeți? Întrebați-l pe Viorelis. Da, dar eu sunt moșul ăla special care vine de departe, de prin Nămeți. Nu contează ce mai spuneți. Acum vă rog, în corcul dumneavoastră. Hai! Ho, 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 ho! Dar tu ești sănătos la cap? Filip, dragule, nu vrei tu, te rog, să mergi până în bucătărie, să-i aduci moșului un pahar de lapte și niște turtă dulce de la Grande Dulceria, cum îi place lui?
Ba da, mușule, chiar asta ți-am pregătit. Ce cauți mie aici? Stai că tu-și aminția atunci niște cadouri. Ce cauți la mine în casă? Ai, scuze. Eu îl căutam pe Moș Crăciun ăsta, că umblă, am înțeles că umblă din casă, casă și vreau să văd dacă el are toată igiena și sănătatea făcută. Ai spus că umbli din casă în casă? Da, umblu de la om la om. Păi, și tu nu intri în contact cu foarte multă lume? Da, dar vreau să vă spun că eu în această perioadă mi-am dezvoltat și mi-am întărit imunitatea și nu am... Aoleu, ce-a fost asta? Moșule, dar nu mai simt miros de scorțișoară. Ai dreptate, Filip. Nici eu. Auzi, domnișoară, ia spune-i tu, moșu. Tu ți-ai făcut testul COVID? Oh, Filip, ce bucurie pe mine că stau 14 zile îmbrăcat în costumul meu de Moș Crăciun, care este super confortabil. Este super, mă bucur din suflet. Dar măcar eu nu stau cu aia de la DSP în cort afară, măcar stau în casă. Hai să ducem și eu niște turtă dulce.